Bună ziua! Bună ziua tuturor cadrelor didactice care sunt alături de noi, cadre didactice din rețeaua Edu sau cadre didactice care folosesc platforma Moodle în general. Sunt Elena Dochie, din partea Asociației ProArta Dezvoltare și Cunoaștere, organizația care susține rețeaua Edu.ro, portalul platformelor școlare, precum și spațiul în care furnizăm activități de formare și instruire pentru cadrele didactice. Alături de mine astăzi, pentru webinarul despre activitățile din platforma școlară Rețeaua Edu, evident cu aplicație și în platforma Moodle, este Anca Mustea, dezvoltator de conținut și coordonator al programelor de formare pentru cadrele didactice. Astăzi vom vorbi despre activitățile pe care le puteți face în platforma școlară din rețeaua Edu, care, așa cum vă spuneam, este la bază o platformă Moodle. Activități pe care le puteți face sunt numeroase. Vorbim de lucrare, vorbim de alte activități prin care puteți câștiga atenția elevilor, exceptând testul, pentru că testul va fi abordat într-un webinar viitor. Am trecut în primul nostru webinar prin structurarea unui curs, modalități prin care îl putem face atractiv. Apoi, în cel de-al doilea webinar, am discutat despre resurse, ce pot fi folosite în lecțiile dumneavoastră. Astăzi ajungem, practic, la zona de activități, care înseamnă, în fapt, o zonă foarte consistentă pentru feedback-ul pe care îl puteți avea și din partea elevilor. Reamintesc, pentru cei care poate nu au trecut prin toate celelalte activități ale noastre, diferența dintre resurse și activități, unde la resurse vorbim despre chestiuni pe care elevii le pot vizualiza, le pot urmări, pot citi, iar activități unde ei pot să aibă o activitate propriu-zisă, poate să vină cu un click sau cu un răspuns de orice formă, text sau fișier. Anca vă va povesti mai multe despre aceste activități. Anca, pot să... Sigur, bună ziua, bine ați venit. O să-mi dea imediat Elena rolul de gazdă să partajeze ecranul, pentru că cel mai bine este să vă arăt practic lucrurile. Cred că acum ai rolul de prezentator. Te rog, încântări. Imediat să partajez ecranul. Voi Cu partaja tot rugăminte. ecranul, ar trebui să se vadă. Așa cum bine știți, activitatea noastră este de tip live pe Facebook. Noi suntem în acest moment într-o activitate de tip webinar, eu și cu Anca, astfel că toate întrebările pe care dumneavoastră le aveți, vă rugăm să le scrieți în spațiul de comentarii. La întrebările pe care ni le-ați adresat deja, vă vom răspunde în timpul webinarului, astfel că așteptăm de la voi un input cât mai mare, să putem să oferim chiar toate răspunsurile de care aveți nevoie. Sigur, și nu uitați că aceste webinarii sunt înregistrate și aveți acces la ele și ulterior, astfel încât veți putea să repetați ceea ce vă demonstrez pe parcursul webinarului. Exact. Și sunt înregistrate, le găsiți în MyEDU din portalul rețeaua edu.ro. Bun, astăzi, cum spunea și Elena, vom discuta despre activități, adică acea parte de elemente din curs în care cursanții sunt antrenați în învățare prin rezolvarea de exerciții, probleme și alte activități practice. Și le vom pune în această zonă cu activități practice de la fiecare secțiune. Acum, eu vă voi arăta câteva exemple și vă voi arăta apoi și cum să corectați temele pe care le postați în platformă. Sunt mai multe tipuri de activități și dacă, să zicem, deschidem să vedem ce tipuri de activități avem, vedem că sunt numeroase. Vom face câteva dintre acestea pe care este cel mai probabil să le folosiți. Vom începe cu o activitate foarte simplă, care este alegerea și care puteți să o folosiți fie pentru a sonda părerea cursanților despre o anumită temă, fie pentru a-i antrena la început, să zicem, de lecție într-o activitate și a le da de gândit în legătură cu o temă pe care o abordați în lecția respectivă.
Vom adăuga această alegere, o să vă arăt două modalități în care putem folosi alegerea. După cum spuneam, este o întrebare cu răspunsuri multiple. Adăugăm alegerea și am pregătit exemplele. Așa. Este util dacă aveți dinainte pregătite materialele, să le aveți puse undeva și când construiți în rețea, în platformă, doar să copiați aceste informații. Îi vom da un nume, de exemplu, dificultatea materialului multimedia. Eu mă refer la o astfel de temă pentru că inspirația mea este cursul pentru profesori despre crearea de materiale pentru cursurile online. Dumneavoastră, în funcție de subiectul pe care îl predați, veți avea evident alte teme pentru activitățile pe care le desfășurați. Acum, la textul introductiv, voi pune întrebarea propriu-zisă. În acest caz, care tipuri de materiale multimedia ți se par cel mai dificil de realizat? Da, voi edita puțin textul ca să-l și vedeți mai bine. După ce am pus titlul și întrebarea, avem câteva opțiuni legate de cum să fie afișate. De obicei, mie îmi place să fie afișate răspunsurile posibile unul sub altul, dar ați văzut că automat este orizontal, avem și acea opțiune. Apoi, putem să permitem sau nu să fie actualizate. Dacă credeți că au nevoie să răspundă de mai multe ori și să răzgândesc cum ar fi ce carte vreți să citim la lecturi suplimentare. Da? Se pot răzgândi și pot alege altceva. Dar, să zicem, în această situație, nu cred că e cazul să permite mai multe răspunsuri și să își actualizeze opțiunile. Însă, putem sau nu să permitem mai multe opțiuni și deocamdată alegem nu. Și o să vă arăt imediat cum facem când alegem să fie mai multe opțiuni. După care, copiez răspunsurile posibile. Nu este o activitate pe care să dau notă, deci nu voi pune puncte. Și am ales eu câteva opțiuni, să zicem, una ar fi graficele, prezentările, înregistrările audio sau materialele video. Putem să avem mai multe opțiuni și putem să adăugăm câmpuri noi dacă cele 5 opțiuni nu ne ajung. Voi stabili când este finalizată activitatea, când este bifată ca fiind completată și voi face să fie completată automat atunci când sunt îndeplinite condițiile, adică cursantul vede activitatea și își dă răspunsul, trimite răspunsurile. Salvăm și afișăm. Ok, eu nu sunt cursant aici, deci nu pot să văd cum ar vedea un cursant. Pot, în schimb, să mă înscriu la cursul meu, nu ca și cursant, ca și profesor, dumneavoastră deja veți fi, și atunci veți vedea. Dar eu am pregătit o altă soluție. Intru dintr-un alt cont cu rol de student, de elev. Aici sunt pe un alt curs. Ia să mă duc să intru pe cursul în care demonstrăm la webinar. Și caut să văd unde este postată alegerea. Și așa va apărea pentru cursanți. Întrebarea și opțiunile pe care le-am pus pe verticală. Hai să spunem că mi se par dificile înregistrările audio. Ca și profesor, să-i dau un refresh și văd că am un răspuns deja. Vom vedea aici câte răspunsuri sunt date în funcție de câți studenți au răspuns și dacă intrăm vom vedea opțiunile și ce cursanți au bifat fiecare răspuns. Acum, spuneam că uneori putem să avem această întrebare
și să avem mai multe răspunsuri posibile, adică să nu îi forțăm să aleagă o singură opțiune, să aleagă mai multe. De exemplu, dacă sunt mai multe cărți dintre care să aleagă, să aleagă două, trei opțiuni și cele care au cele mai multe voturi le vom aborda, să zicem, într-o lecție de lecturi suplimentare. Foarte simplu, putem să facem acest lucru duplicând această activitate. Duplic. Și apoi intru și editez și voi schimba doar opțiunea legată de răspunsurile posibile. Editez. Îi voi schimba titlul ca să știu despre care este vorba. Mai multe răspunsuri. Și apoi permit selectarea mai multor opțiuni. Salvez. Și din nou încerc din rolul de cursant să văd ce se întâmplă. Da, am o nouă întrebare. Pot să aleg mai multe. Văd că și arată diferit modul în care sunt prezentate. Și ca și profesor, dacă intru, din nou voi vedea că am un răspuns și pot să intru să văd care sunt răspunsurile bifate. Și putem să vedem aici ca și un clasament. Care sunt cele mai populare sau care sunt cele mai votate de către cursanți. Deci aceasta este o activitate foarte simplă, dar cu care puteți să-i antrenați pe cursanți la început de lecție, le puteți da de gândit legătură cu o anumită temă sau puteți aduna informații de la ei. De exemplu, pe ce cale pot fi mai ușor contactați părinții tăi și le puneți opțiunile ca să știți care părinți ce preferă. Deci vreau să subliniez faptul că putem să întrebăm multe lucruri și să ne folosim de această activitate. Bun, mai departe, o altă activitate foarte folosită este forumul. După cum vă spuneam în întâlnirile anterioare, când avem creat un curs nou, automat este creat și forumul de știri sau anunțuri. Dacă este în engleză, cum este al meu, pur și simplu pot să mă duc să-i schimb numele și spun noutăți sau anunțuri. Vreau doar să discutăm puțin care este diferența între diferitele tipuri de forumuri și apoi vom adăuga un forum pe care îl vom folosi ca și forum de discuții. În platforma Moodle, pe care o folosim și în rețeaua Edu, există mai multe tipuri de forumuri. Forumul de știri este un forum unidirecțional, în care mesajul merge de la cursant, de la profesor la cursant, invers. Deci mesajul merge de la profesor spre cursant și cursantul, elev, student, cine o fi, nu poate să răspundă la un astfel de mesaj. Pur și simplu este un forum în care anunțăm evenimente care se întâmplă. În acest forum, toți cursanții dintr-un curs sunt înscriși automat. Și ceea ce noi postăm în forumul de știri merge automat pe adresa lor de e-mail pe care o au în platformă, adică cea asociată contului cu care intră. Deci dacă vrem să ajungă la toată lumea o informație, o trimitem prin acest forum de anunțuri sau de știri. Deci dacă vreți să anunțați pe elevi diverse lucruri, trimiteți informația prin acest forum, pentru că sigur le ajunge la toți și le ajunge și pe e-mail. La forumurile de discuții, cursanții sunt înscriși în funcție de cum alegem noi opțiunile, de obicei sunt înscriși doar la cele teme la care au dat un răspuns sau pe care le-au lansat ei. Asta înseamnă că vor fi anunțați sau vor primi pe e-mail
informații privind alte răspunsuri doar la acele teme în care sunt înscriși. Și dacă le trimiteți printr-un forum de discuție o informație, s-ar putea să o piardă, pentru că nu o primesc automat toți, decât dacă dumneavoastră, când creați forumul, puneți să fie înscriere forțată. O să vedem imediat ce înseamnă asta. Deci nu uitați, pentru ce vreți să-i anunțați, folosiți forumul de știri și pentru discuții, pentru un loc unde să vă pună întrebări, puneți un forum de discuții. Și acum să vedem cum facem acest lucru, cum punem forumul de discuții. Sugestia mea este să folosiți două forumuri, unul în care așteptați întrebările lor și o să-l și denumim întrebări pentru profesor și acolo ei știu că dacă au vreo întrebare despre subiectul discutat, o întrebare administrativă, o întrebare tehnică, intră și scriu acolo și dumneavoastră verificați periodic și chiar trebuie să faceți asta și le răspundeți. Și apoi puteți să adăugați un forum de discuții în care îi rugați să intervină, să posteze întrebări pentru colegi sau să le răspundă colegilor sau să adauge link-uri spre pagini de internet legate de subiectul pe care îl discutăm la lecție. Deci forumul de discuții poate fi folosit pentru a ne antrena în activitățile pe care le realizăm la lecție. Dar e bine să aveți un forum în care să vă pună ei întrebări și să știe că acel loc în care discută cu profesorul și dacă este vreo nelămurire, pot să o pun acolo pentru că sigur profesorul se uită acolo. Acum, o să adăugăm pur și simplu un forum de discuții. Mergem pe adaugă activitate și căutăm forum. Îi dăm un nume. O să-i spunem forum de discuții. Și apoi realizăm o descriere a acestui forum. De genul, în acest forum puteți lansa discuții despre subiectele discutate în curs și puteți posta link-uri spre materiale utile pe care le găsiți online, de la pagini web la materiale video din YouTube. În acest mod putem să-i antrenăm și pe ei în dezvoltarea bazei de cunoștințe a întregii clase. Vedem că acesta la tipul de forum este un forum standard pentru uz general. Vedem că aici nu ne apare un forum de știri, pentru că forumul de știri, cum spuneam, se creează în momentul în care creăm cursul. Ce ne mai interesează, în afară de tipul acestui forum, la subscription and tracking, e de fapt modalitatea de înscriere. Dacă sunt înscriși și noi avem automat opțiunea opțional, sau putem să facem înscrierea forțată, astfel încât toți vor fi înscriși la acest forum, fie că intervin sau nu în discuțiile din acest forum. Problema care poate să apară este că nu vor toți să le vină pe e-mail toate aceste mesaje legate de, de toate intervențiile din curs. Pe de altă parte, dacă chiar vreți să le trimiteți aceste mesaje, creați un forum cu înscriere forțată. De obicei, eu las un astfel de forum de discuții opțional și folosesc forumul de știri pentru a trimite informații tuturor. La finalizarea activității, dacă vrem să, să zicem, să luăm acest forum și intervențiile lor ca și o modalitate de a-i recompensa, putem să le cerem să intervină cel puțin o dată sau cel puțin de 3 ori și dacă au intervenit pe forum de 3 ori, au adus ceva nou, fie că au răspuns, fie că au lansat o discuție, putem să le dăm puncte în plus. Și atunci, aici, la finalizarea activității, putem să stabilim, să zicem, dacă intervii de 3 ori, da? Ai activitatea bifată, nu o să ne apară în dreptul lor în rapoarte activitatea bifată și știm că acei elevi sunt mai activi și merită să primească puncte în plus. Salvăm și afișăm. Și forumul acum este gol. Sugestia mea este, la început de activitate cu elevii, efectiv să le arătați cu
cum postează intervenții pe forum. Probabil foarte mulți deja știu, pentru că sunt obișnuiți cu tehnologia. Dar nu strică să aveți o oră introductivă în care le arătați acest lucru și le arătați că pur și simplu nu trebuie decât să dea click pe acest buton, adaugă o intervenție, să pună un subiect, să zicem, video interesant, și să pun aici linkul spre videoul respectiv. Sau am găsit un video interesant. Vreți să postez linkul? Și dacă colegii răspund da, sigur, poate să revină și să trimită acel link. Da? Deci avem intervenția și la fel vor trimite și intervenții noi sau vor intra pe o intervenție existentă și vor da răspuns. Secretul folosirii cu succes a unui forum de discuții este să fim noi ca și profesori activi și să vadă ei că într-adevăr în forumurile în care ne pun întrebări chiar intrăm și le răspundem și suntem acolo pentru ei dacă au nevoie de ajutor. Asta în special în situația în care căile de comunicare sunt mai reduse, poate nu avem clase virtuale tot timpul sau nu avem timp în clasa virtuală să le răspundem la toate întrebările, putem să ne folosim de un astfel de forum. Cum după cum vă spuneam, eu adaug de obicei un forum în care cursanții pot să pună întrebări. Și știu că acela este un forum în care eu mă uit, știu că acolo aștept întrebările lor și dacă au o întrebare, știu, nu vor să le spună colegilor, am găsit o pagină de internet despre cutare temă, ci doar să întrebe, a, nu înțeleg cum se face tema sau am pierdut linkul spre cutare lucru, puteți să-l mai trimiteți odată. Și noi le răspundem în forumul de discuții. În forumul de întrebări. Deci, efectiv, la fel, creez un forum și o să vă arăt pe scurt, că nu strică să repetăm. Unde-i forumul? Îl numesc forum de întrebări pentru profesori. Ca să fie foarte clar din titlu la ce se referă, să știe că acolo e locul în care se pun întrebări și le și explic acest lucru. Aici poți pune întrebări despre ceva ce nu ai înțeles sau despre lucruri, chestii, lucruri ad Îl las ca și un forum standard. Nu forțez înscrierea pentru că nu vreau ca toată lumea să primească toate mesajele. Poate nu interesează pe toți. Cine este curios, intră și vede ce au întrebat alții. Și o să las să nu se indice completarea activității pentru că nu e atât de relevant câți au intrat pe acest forum sau nu, ci e relevant să existe un spațiu pentru întrebări, un spațiu de comunicare. Cam acestea sunt, să zicem, cele trei forumuri pe care le folosesc. Acum, foarte pe scurt, înainte să trecem la activitatea de tip lucrare, care o folosiți probabil cei mai mulți, vreau să menționez că mai există un tip de forum în Moodle, doar că nu avem astăzi timp să facem o demonstrație și pentru acesta este forumul de întrebări și răspunsuri. Acesta este un forum de discuții cu un titlu care se referă la întrebări. Dar forumul de întrebări și răspunsuri este un forum în care profesorul pune întrebarea și cursanții trebuie să răspundă. Și cursanții văd răspunsul colegilor doar după ce își dau răspunsul lor. Deci ar fi util, să zicem, pentru anumite verificări sau pentru anumite întrebări în care vrem să vedem ce ar răspunde ei fără să se inspire unii de la alții. Pur și simplu din tipul forumului,
Haideți să vă și arăt cum setăm un astfel de forum, doar că nu o să le schimb efectiv pe acestea, doar vă arăt. Este un forum ca și oricare altul, în care la tip punem forum întrebare și răspuns. Și nu uitați, noi trebuie să punem întrebările în forum ca și profesori. Acum voi anula, pentru că nu creăm un astfel de forum, ci mergem mai departe să adăugăm o activitate de tip lucrare. Activitatea de tip lucrare este probabil activitatea pe care o veți folosi cei mai mulți, pentru că în această activitate putem să le cerem aproape orice cursanților. Pentru că pur și simplu este un enunț din partea noastră, o cerință, și cursanții vor răspunde fie scriind online, fie printr-un fișier. Și o să începem cu un exemplu, pentru că este cel mai simplu de înțeles. Căutăm lucrarea. Adaugă. Și să zicem, avem tema 1. Încărcarea unui fișier creat în Jamboard, am zis eu. Pentru că în acel curs aveam o astfel de activitate. Și punem cerința. Deci, din perspectiva profesorului, trebuie să avem o cerință. Dar în cazul acesta trebuie să creeze un fișier pe care să îl încarce. Am pus titlu și cerință. Putem să stabilim de când până când pot fi încărcate aceste teme. Dacă nu vrem să ne încurcăm cu termen limită, dezactivăm și aceste activități sunt active din momentul în care le-am postat. Și acum avem două opțiuni. Cum să răspundă cursanții? Cu text online sau cu fișier? În cazul acesta, cerința e clară, să încarci un fișier, deci vom lăsa opțiunea de trimite fișier. Ce ne mai interesează? Să stabilim nota, cum va fi dată nota, puncte, scală sau nu va fi notă. Haideți să o lăsăm cu puncte și primesc maxim 10 puncte. Putem să stabilim o notă de trecere. Dacă este o temă obișnuită, probabil că nu este nevoie să fie o notă de trecere. Dacă ar fi un proiect de evaluare pe parcurs sau un proiect de evaluare final, un portofoliu chiar, am putea să punem aici o notă de trecere. Și la finalizarea activității vom stabili să se bifeze automat ca fiind completat atunci când studentul trimite activitatea. Acum depinde de perspectiva fiecăruia. Da, ați putea să faceți ca activitatea să fie bifată atunci când primesc notă. Dar asta depinde de faptul că dumneavoastră corectați lucrările ca ei să primească notă. Dacă, să zicem, considerăm treaba încheiată în momentul în care și-au trimis tema, atunci vom bifa doar aceste două opțiuni. Studentul sau cursantul nostru vizualizează activitatea, intră pe ea și trimite răspuns. De obicei, eu această opțiune folosesc pentru că restul depinde de mine să corectez și să le dau nota. Salvez și afișez. Și eu văd aici ca și profesor. Văd câți cursanți am la curs. Am unul. Câți au trimis? N-a trimis încă nimeni. Și câți trebuie să fie notați? Și haideți să intru acum cu rolul de cursant și să răspund la această temă. Dar trebuie să încarc un fișier. Da, văd că n-am încercat, n-am trimis și nu am notă. Dau click pe adaugă lucrare și trag aici lucrarea mea. Acum o să pun un fișier oarecare, să zicem, această temă. Și salvez modificările și în momentul în care am salvat modificările, tema mea a fost trimisă către profesor. Ia să vedem dacă din perspectiva profesorului vedem. Ce pot să văd aici ca și cursant? Văd că am trimis-o, încă nu am notă și văd când am modificat-o ultima dată. Intru ca și profesor, îi dau un refresh. Și văd că cineva a trimis o lucrare care trebuie să fie notată. Diferența aici este că uneori corectăm, să zicem,
5 lucrări, după care mai trimit 3 studenți. Noi vedem că sunt 8 trimise și 3 încă mai trebuie notați. Pentru că sunt cei care au trimis după ce noi am notat primele lucrări. Dacă vreau să intru să notez lucrarea, mă duc pe vezi toate răspunsurile și voi vedea lista cu toți cursanții mei, în cazul meu cu tot unul cursant, și pot să intru pe notă să văd ce a trimis în lucrare și să-i dau notă. Și acum, dacă le cereți cursanților să vă trimită lucrarea sub formă de fișier PDF, partea bună este că putem aici să facem adnotări direct pe fișier. Da, putem să facem sublinieri, putem să scriem, da, să punem notițe, da, aici modifică. Și putem să le dăm și comentarii de feedback. Aceste comentarii le vor apărea în dreptul notei. Zicem, îi dau 9 și scriu, completează cu un exemplu. Și salvez modificările. Ok? O să-mi apară că a fost mutat. Se mișcă un pic mai încet. Ia să vedem dacă cursantul poate să vadă deja. Da, vedem că la profesor apare că a fost mutat. Ne întoarcem la cursant. Vedem că a fost notat. Și vedem aici mai jos, feedback-ul are 9 din 10. Cine l-a notat? Și comentariile. Și dacă vrea să vadă ce am scris pe fișier, da, deschide fișierul. Dar mi se pare că aceste comentarii sunt foarte utile pentru că le vede direct aici, fără să deschidă nimic. Deci dacă mai trebuie să facă ceva, cred că aceste comentarii de feedback sunt foarte utile. Și acum o să revin la curs să vă mai arăt câteva exemple. De data asta tema a fost foarte simplă, pentru că n-a trebuit decât să punem un enunț. Dar poate că aveți o activitate de genul rezolvă următorul set de probleme și încarcă fișierul cu rezolvările. Atunci vom adăuga o nouă lucrare. O să-i spunem probleme de rezolvat la enunț. Spunem rezolvă setul de probleme atașat okay. Și aici tragem fișierul cu problemele. Acum o să trag un fișier oarecare pentru că n-am un set de probleme. Să zicem că acestea sunt problemele. Dezactivez datele pentru că nu mă interesează. Dacă m-ar interesa, poate e util să vă spun și asta. Vreau ca să pot răspunde la acest set de probleme începând de mâine până la sfârșitul lunii. Spunem 30. Și după data respectivă vreau să nu mai poată răspunde. Dacă las așa, ei vor putea încă să trimită, doar că le va apărea cu roșu că termenul e depășit. Dacă vreau să nu mai aibă deloc butonul acela de trimite, atunci trebuie să stabilesc și cut-off date să fie același cu termenul de predare. Și atunci voi pune și aici 30 octombrie și în momentul în care trece această dată și oră, să punem să fie la fel, nu știu dacă pot,
De share screen, nu delta. Cred că așa. Ok. Am rezolvat. În momentul în care a trecut acest termen, nu mai au acel buton de trimitere a lucrării. Pentru că cerința iarăși spune să atașeze răspunsul, aici l-am pus, dar vă pun acum, rezolvă setul de probleme atașat, încarcă fișierul cu rezolvările. Și în cel mai rău caz, creează mai multe fișiere, făcând poze paginilor pe care rezolvă problemele. Și aici putem stabili câte fișiere pot încărca, maxim 20. Iar stabilim ce notă pot primi. Și când este finalizată activitatea. Și salvăm și afișăm. Și vedem că aici este fișierul. Și când cursantul dă click pe el, îl poate descărca în dispozitivul lui și poate începe să rezolve problemele. Ia să ne întoarcem la rolul nostru de cursant. Și să mergem la următoarea temă. Probleme de rezolvat. Da, pot să văd fișierul și îl descarc. Acum nu o să-l descarc încă o dată. Și ce vreau să vă arăt, pentru că am trimis ca și cursant această temă, sunt cu rolul de cursant aici, da? Îmi apare bifată și asta pe care încă n-am trimis-o nu mi este bifată. Pentru că activitatea aceasta de tip lecție, de tip lucrare, ne permite să scriem tot ce avem nevoie într-un astfel de câmp text, de editare textului, putem să facem chiar mai mult decât atașa un fișier. Putem să facem o activitate de tip lucrare în care efectiv le integrăm, putem să le integrăm imagini, putem să le integrăm materiale video și o să vă dau exemplu cu un material video integrat. Puteți să-i puneți să urmărească, urmăriți următorul video și scrieți un rezumat al ideilor discutate. Mai o să dau exemplu pe care l-am deja creat. Da? Tema trebuie să ne pună link spre un fișier pe care l-au creat. Am anunțul. Și problema poate fi următoarea. Le cer să-mi trimită link spre un fișier care îl au în Google Drive. Și întrebarea este, oare știu să fac acest lucru? Știu cum să ia acel link și să fie linkul spre un fișier care poate fi doar vizualizat? Ce-ar fi dacă eu le-aș face un video în care le arăt cum să fac acest lucru și îl postez în temă? O să editez puțin mărimea textului. Și aici voi integra video în care le explic cum să posteze linkul, de unde să-l ia. Și am aici linkul pregătit. Acesta este video. Și mă duc pe share și copiez codul de integrare. Revin în tema mea. Aici eram. Și trebuie să pun codul. Ca să pun acest cod, trebuie să mă duc pe butonul editare sursă HTML. Cum vă spuneam și altă dată, nu știu programare, nu trebuie să ne speriem. E foarte simplu pentru că vreau să-l pun la sfârșit. Deci pot unde aici la sfârșit să dau un Enter, fără să despart aceste câmpuri. Ctrl V, am pus codul pe care l-am luat din YouTube și actualizez. Și am aici videoul. Și atunci cursanții mei vor citi tema, vor urmări video să vadă cum să facă și vor putea să trimită tema. Și pentru că am spus că trebuie să-mi trimită un link,
De data aceasta nu le cer un fișier, le cer un link și atunci aici la câmpuri, cum trimitem atipurile de răspuns, va fi text online. La fel va fi, de exemplu, dacă le-am cere, le punem un video și îi punem să rezume ideile spuse în acel video și să le scrie online. Iar își stabilesc nota. Să zicem aici vreau să le dau notă de trecere. Deci trebuie să aibă notă de trecere și dacă vrem să aibă notă de trecere, atunci clar, ca să se bifeze automat, vom selecta, trebuie să vadă activitatea, să trimită răspunsul și să primească nota care trebuie să fie de trecere. Salvez și afișez. Da, și așa văd. Acum aș putea să intru puțin să spațiez. Vă spuneam în întâlnirile anterioare că țin foarte mult, da, spațiile libere și să arate mai aerisit. Acum am copiat doar materialul, dar dacă aș face pe bun acest curs și această activitate, m-aș duce la setări din nou și aș insera niște spații libere. Vă amintiți, am zis în Moodle, ținem Shift-ul apăsat și dăm Enter ca să avem acele spații libere. Pentru că eu le văd aici, dar ele nu sunt acele care se văd în pagină. Salvez. Și ar trebui acum să fie ceva mai aerisit și mai ușor de văzut. Și pot să urmărească aici videoul, să vadă activitatea, pot să mărească pe tot ecranul. Și evident, la fel putem spune un video care, să zicem, nu l-am postat public, l-am postat unlisted în YouTube. Să mă întorc la rolul de cursant și să văd cum îmi apare ca și cursant această activitate. Trebuie să pun un link. Da, pot să adaug lucrarea. Vă amintiți că de această dată nu mai avem fișier, ci avem un text online. Deci pot aici să scriu. Linkul este următorul. Acum o să copiez exact linkul videoului ca să nu stăm să pierdem vremea cu un alt link. Și salvez modificările. Și văd că am trimis tema, nu am încă notă și am trimis-o în 8 octombrie la 16:44. Ca și profesor, dau un refresh. Văd că am un student care mi-a răspuns deja la temă. Intru să văd răspunsurile. Și aici văd răspunsul cursantului. Da, îmi apare. Când este doar text, nu este fișier PDF, da? Uneori nu se generează, nu întotdeauna se generează acest PDF aici, dar văd în partea aceasta, în partea dreaptă, răspunsurile cursanților. Acum linkul acesta nu este un link activ, aș putea să învăț pe cursant să facă linkul activ sau îl copiez și îl pun în browser și văd unde mă duce. O să-i dau nota, îi spunem că este 10, perfect, excelent. Și salvez modificările. Ok. Și revin la teme. Dacă vă cere această opțiune, această întrebare, să zicem, vi se pune această întrebare, puteți să dați leave. Vedeți aici dacă s-a notat sau nu. Dacă ați dat, salvează modificările. Modificările s-au salvat. Nu știu să spun ce e în spate și de ce apare această chestie, dar putem să dăm leave și să mergem în pagina în care vrem să ajungem. Să vedem
dacă putem observa răspunsul cursantului din perspectiva cursantului. Da, am nota, am feedback-ul și văd când mi-a fost notată lucrarea. Un lucru care vreau să vi-l mai arăt, când corectăm o temă. S-ar putea să aveți mulți cursanți. Eu aici am doar unul. Putem să stabilim aici filtre. Inițial este, puteți stabili, cred că by default e fără filtru. Și atunci ne apar toți cursanții. Dacă ne apar toți, trebuie să mergem pe o listă lungă, lungă, lungă de cursanți și la unii le-am dat notă, la alții nu. Eu prefer să setez de aici, să văd acele lucrări care necesită notare. Dar vedeți că putem să avem mai multe filtre. Să vedem toți cei care n-au trimis și eventual să-i selectăm să le trimitem un mesaj sau să vedem toți cei care au trimis sau, cum prefer eu, cei care necesită notare. Și pentru că am notat cel un cursant care mi-a trimis lucrarea, nu mai am nimic aici de notat. Cred că această activitate este probabil cea pe care o puteți folosi cel mai des în cele mai variate situații, de la o simplă temă, la un set de probleme care este rezolvat, la un proiect, la orice putem să ne imaginăm ca și profesori și să exprimăm printr-un enunț. Următoarea activitate foarte des folosită vom discuta data ce vine, când vom discuta despre test. Cam asta este partea care vreau să vă arăt astăzi. Să vă arăt ce tipuri de activități puteți folosi, care să fie simple, să le folosiți cu încredere. În Moodle ați văzut că există mult mai multe activități. Începeți cu pași mici și veți ajunge departe. Așa este, Anca. Cu siguranță trebuie început de undeva, întotdeauna, iar platforma Moodle, aș putea spune că de cele mai multe ori oferă provocări, le-aș denumi provocări pozitive, iar activitățile sunt dintre acelea care merită să investești timp să ajungi să le perfecționezi. Ceea ce ai arătat tu astăzi este, să spunem, sunt cele mai utilizate instrumente cu adevărat. Da, și sunt lucruri destul de simple ca să putem să începem și, evident, v-am și arătat de mai multe ori un lucru, pentru că sunt convinsă că a folosi o astfel de activitate merită repetată, în sensul că cu cât o veți folosi mai des, cu atât va fi mai ușor și nu vă mai stresa și ce setări să mai pun și unde, ce trebuia să bifez. O folosiți de cât mai multe ori și atunci o să devină o obișnuință și nu o să mai aveți probleme. Și sugestia mea este, luați una odată, folosiți-o de mai multe ori, după care adăugați-o pe următoarea. Și de asemenea, în ceea ce privește setările și zona de notare, aici puteți să mergeți, exact cum spunea și Anca, de la simplu spre complex. Începeți cu ceva ceea ce este simplu de aplicat și apoi începeți să construiți, să adăugați și alte setări care ar putea să rafineze ceea ce faceți dumneavoastră. Anca, aș fi avut eu o întrebare care pe mine mă macină cumva. Diferența între această temă și eseul din zona de test și eventual poate povestești mai multe mâine. Dar eu de obicei prefer să nu folosesc întrebarea de tip eseu într-un test și să o înlocuiesc cu astfel de activitate de tip lucrare. Pentru că este o activitate în care le cerem să dea un răspuns mai elaborat, care nu este un răspuns de genul alege ceva sau potrivește două elemente. Dar dacă pun o astfel de întrebare într-un test, cursantul la final nu mai are nota finală pe test, pentru că trebuie să aștepte după mine să intru pe test și să corecteze acele răspunsuri, acele întrebări de tip eseu. Și de-abia după ce corectez eu, are răspunsul final la test. Eu prefer ca testul să-l fac cât mai automatizat, astfel încât la finalul testului cursantul și are rezultatul. Și aceste întrebări la care aștept răspunsuri mai elaborate, să le pun într-o astfel de activitate de tip lucrare. Din perspectiva feedback-ului pe care profesorul poate să-l ofere, există o diferență între cele două?
În sensul de poate oferi un feedback mai complex sau mai Aici, detaliat. în activitatea de tip lucrare, cred că putem să oferim un feedback mai detaliat. Pentru că, după cum s-a văzut, putem să adnotăm pe fișierul pe care îl trimite cursantul, putem să dăm acel feedback în care am putea chiar să-l trimitem la, să punem link-uri, să-l trimitem la diferite pagini în care, să știu, să mai adauge o informație în plus la ceea ce a adăugat el în lucrare. Ok. Aș vrea să mă întorc puțin. Deocamdată văd că nu au fost întrebări suplimentare în zona de comentarii, dar aș vrea să te mai întreb legat de forum. Am zis să nu te întrerup, ai trecut repede la următorul subiect. Legat de forum, dacă există vreo situație în care nu ai recomanda folosirea forumului ca activitate de curs? De obicei, în comunități noi, forumul este mai puțin folosit. Dar putem să găsim modalități în care să implicăm pe cursanți în folosirea forumului. Ce am constatat eu odată, acel forum de întrebări pentru profesori poate fi foarte util și dacă au întrebări, acolo chiar pun întrebări, deci chiar folosesc acel forum. Și o altă modalitate este să le dăm ocazia printr-un forum să posteze lucruri pe care le creează ei, lucruri cu care se mândresc, ca să spun așa, să arate întregii comunități, uite ce am făcut eu. Și atunci, aceste două situații pot funcționa chiar dacă acele comunități sunt noi. Să zicem, comunități noi ar fi clasele a noua, clasele care încep un ciclu. Dar cred că la clasele care deja se cunosc, ar trebui să funcționeze. O observație, dacă noi nu suntem în forum, dacă noi nu răspundem sau nu intervenim, și mai ales la început, până se obișnuiesc cursanții și văd că profa chiar intră și chiar ne răspunde, s-ar putea să considere că nu e important, pentru că noi le arătăm că nu e important. La un moment dat, la un curs al unor profesori australieni, mi-a plăcut foarte mult răspunsul pe care l-au dat ei la întrebarea cum motivăm cursanții să facă ceva într-un curs online. Și răspunsul lor era, noi ca și profesori trebuie să fim implicați, să vadă cursanții că pentru noi este important acel curs și atunci va căpăta importanță și pentru ei. Deci secretul este să fim noi activi și atunci vor fi și ei. Aceasta s-ar putea traduce și în aceea că un forum poate fi folosit și în scopul de a arăta comunității sau grupului că avem interes față de ei și față de disciplina ceea ce pe care facem o predăm. Împreună, da. Okay. Interesant, cred că m-am gândit la forum ca din partea cealaltă, în sensul de ce aș putea eu să transmit peste informația efectivă din disciplină. Ok, bun. Eu zic că am trecut prin cele mai importante activități, exceptând testul pe care o să-l abordăm săptămâna viitoare, tot joi. De la aceeași oră? De la aceeași oră, adică pe 15 octombrie. Și va fi ultimul webinar pe care îl organizăm din seria de webinarii pentru profesorii din rețeaua edu.ro. Fix acum la încheiere avem o altă intervenție, un alt comentariu legată de forumul și să-l folosim cu părinții. În acest caz este necesar ca părinții să aibă evident un cont în respectiva platformă și să avem un grup, da? Să avem un grup, o cohortă, părinți, da. Mă rog, dacă este la nivel de platformă, specială pentru părinți, să înscriem doar părinții, deci doar acea cohortă. Da, deci avem aici, să zicem, utilizatorii, putem să avem grupul de părinți și apoi când creăm activitatea, o să iau un forum acum oarecare și o să stabilez, să vă arăt cum se face, să zicem, acest forum este pentru părinți. Hai să-l duplic ca să nu încurcăm lucrurile. Duplicăm. Să nu vă fie frică să folosiți elementul duplicare, este de mare ajutor și salvează foarte mult timp. Edităm. Și chiar, eu cred că ar fi util să existe un astfel de forum pentru părinți. Pentru părinți.
Nu mai schimb acum setările, dar mergem aici la restricționarea accesului, adăugăm restricție și n-am grupul. Stai să-l salvez și să încerc să creez un grup rapid. Utilizatori. Cred că ar trebui să am aici în grupuri. Grup. Creează grup. Părinți. Acum nu o să am niciun părinte, dar asta este. Salvez. Sper să văd și fără niciun părinte grupul. Deci mă duc la restricționare și acolo putem să facem să fie, să poată fi accesat doar de către părinți. Okay. De acum am grup. Deci pot spune o restricție după grup, aleg grupul care părinți. Și dacă dau click pe acest ochi, acest grup va fi vizibil doar pentru părinți. Dacă cineva, acest grup, acest forum, nu este în grupul părinte, nici măcar nu vede că există în curs acel forum. În schimb, părintele, când intră cu rolul lui, va vedea acel forum. În același timp, trebuie să aveți, să fiți atenți la ce, la ce le dați acces părinților. Asta înseamnă că acești părinți trebuie să fie, în primul rând, înscriși în curs. Altfel, nu o să puteți să-i adăugați în grup. Asta înseamnă că trebuie să urmați niște pași, îi înscrieți la curs. Dar toată această parte de înscriere, să menționăm că o face administratorul. Un profesor nu poate să facă partea asta cu cohortele, cu înscrierea pe diferite roluri. Exact. Ceea ce iar aș vrea să vă menționez este că începând cu 19 octombrie o să fie derulate webinarile pentru administratorii de platforme din rețeaua EDU și participarea este obligatorie, tocmai pentru că aveți, dumneavoastră profesorii, aveți întrebări importante legate de gestionarea inclusiv a grupurilor, cohortelor și alte, crearea de cursuri, discipline, scrierea elevilor. Și tocmai de aceea administratorii trebuie să participe la aceste webinarii, ce nu au făcut deja, evident a început deja anul școlar, să poată să facă în acest moment și să poată inclusiv crea astfel de scenarii pe care le aveți dumneavoastră. Regulă. Mulțumim mult că ați fost alături de noi astăzi. Așa cum spuneam, ne revedem joi săptămâna viitoare, de la aceeași oră. Să continuăm și despre test, setările de test și cum puteți să gestionați acest test pentru a crea evaluări. Mulțumim mult de tot! O după amiază frumoasă! La revedere!